Vântitor la înălțime deasupra oamenilor cu instrumentul nelegat, cu zona neizolată. Dacă scapă acum tija aceea metalică sau instrumentul scapă jos, poate să cadă fix pe cap unui pieton, unui cetățean, inclusiv unui polițist local sau național care ar trebui să vegheze ca astfel de lucrări să se facă în condiții de securitate maximă. Ce serios? Dar oamenii se ceartă de foame. Nu le trebuie lor securitatea muncii. România și sărăcie și pericole pentru viață. Lumea a treia.